ea îi amendează în prostie, iar folosesc un termen, dar așa e, se plâng non-stop riveranii de acolo că poliția locală vine și amendează mașinile că n-au unde să parcheze și ea nu le-a făcut absolut nicio parcare în zonă. Ați minte că a fost o întreagă saga cu parcatul ilegal vara trecută, dacă nu mă înșel, a fost o acțiune de asta foarte amplă cu nu se mai parchează ilegal. S-au împărțit amenzi inclusiv celor care parcau în fața la PSD sau a fost o întreagă nebunie. Da, da, asta vedeți. Țin minte, acum 2 ani parcă. Aici e de fapt problema făcută în continuare de dânsa. Una apare pe Facebook, a pus poză cu acel Ferrari. A amendat ea un Ferrari și a ridicat un Ferrari. Da, 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 știu. Și că... faci un vibe, un hype în presă. Și în televiziune, cam era frică să mai parcăm oriunde. În realitate ridicase doar vreo 100 de mașini în 6 luni de zile. Adică nimic, absolut nimic. Eu văd personal 100 de mașini parcate prost în sectorul 1 pe zi. Adică e doar imagine, doar imagine. Are o singură mașină pe care o închiriase de la alții pentru a ridica mașini. Deși noi îi dăduserăm un an de zile înainte să pregătească. În Consiliul Local îi votaserăm, iarăși în vara lui 2021, în iunie, dacă nu mă înșel, ca până în octombrie să vină cu strategie de parcări. Adică când i-am votat treaba asta să poată să amendeze, i-am spus vină și cu strategie de parcări. Ai 4 luni de zile să vii cu strategie să ne spui unde, își pot oamenii lăsa mașina, câte locuri vei face locuri de parcare. Nici până astăzi n-a venit cu ea. Nici până astăzi Clotilde Armand habar n-are cum să facă un nou loc de parcare în sectorul 1. Unde este o mare, mare problemă cu parcatul. Da. Bun, vrem biciclete, da. Și mai sunt și multe alte terenuri în sector în care putem să punem și astfel de pump track-uri și piste. Vrem un sector mai prietenos pentru oameni, nu pentru mașini. Așa este. Vrem transport în comun mai bun. Asta ține de capital. Dar în același timp trebuie să recunoaștem că sectorul 1, tocmai pentru că sunt atât de multe firme acolo, este extrem de tranzitat față de poate alte zone. Și ai nevoie să ajuți oamenii până când transportul în comun va fi cu adevărat la nivel de Copenhaga, să-ți lași mașina acasă. Din păcate va mai dura niște ani. Și fizic să cumperi toate acele autobuze și tramvaie și tot ce. Va dura 10-15 ani. Până atunci sunt suficiente terenuri în sector unde poți face locuri de parcare. Și oamenii au nevoie de asta. E una dintre principalele probleme în sector.